Vă salut, dragi prieteni! Sunt astăzi în stupina lui Pietcu Nicolae. Am venit să-l vizitez și totodată să vedem cum se prezintă stupina lui și albinuțele. De ce? Haideți să ne apropiem de Nicolae. Bună ziua, Nicolae! Bună, bună! Bună ziua și inima! Da, am venit azi la tine, la stupină. Măi, dacă dorința ți-a fost mare să mă vizitez, poți să vezi și tu ce am în stupină. Și cea mai mare întrebare pentru toți acum se află că să pui turte sau să nu pui turte, o mânca în ierea, nu o mânca în ierea. După mine, ce am văzut în toamna asta, până la moment, media de consum din septembrie până acum, cam plus minus un kilogram a fost pe lună. Și dacă luăm 5 luni, cam 5 kilograme. Adică dacă ați lăsat un minim de 10-12 kilograme, încă mieli mai aveți. Acum sunt multe nuanțe, dar o să luăm puțin ca să vadă și bagă eu cum stau la noi stupurile. Eu pot să spun una, că la mine familiile abia au început iernarea. Aha. Stau un ghemușor. Stau lipite de față, mereau, mereau albina de aici până în diafragmă. Uitați, de mer în spate. De iau 20 cm de mâncare încă, cred. Ah. Mereau. Mereau. Nu știu care intervenție trebuie de făcut aici. Eu personal încă o lună, o lună jumate, n-am ce face aici. Aici la fel, chiar dacă e un roi mai slab. Da, da, da. Ceea ce spuneam eu în toamnă, că am pus rame mai albi pe părți, negările în mijloc. Vezi, uite, de aici a șocărat mirea. Șocărat mirea în centru toamna, dar în schimb partea asta se vede rama că e plină cu mirea, știi? Da, da, da. De aici la fel, dar văd că până în diafragmă. Foarte frumos. Și albina așa de liniștită și de la fel. Da. Ei, după când am... Mă scuzați alea că sunt cam mai gușit. Familie slabă, fără diafragmă. Albina, așa de frumos. Da. Foarte frumos. Deci ți-i place să iernezi pe poliuretan, da? Da, la moment, da. Adică fiecare cu plăcerile lui. Frumos. Frumos. Asta văd că s-o tras în coașă, da? Da, da, da. S-o încălzit alea pe afară. O să fie, următoarele zile o să fie minus... nopțile o să fie minus 3, minus 4. Dar zilele așa, 6, 7, cel mai mult până săptămâna viitoare, 8. Hai să vă arăt. Roierile. Hai să vedem roierile lui Nicolae. Da,
Pe data de 10 iulie am făcut un video care am făcut un roi de rezervă de pe familia de pe cântat și am pus o matcă făcută de mine din schimb liniștit. Iată, asta e familia. Da. Are un pic de condens. Da. N-am avut timp să intervin, să vin să văd ce mai face, dar ăla cam bolit și n-am mai... Vezi în lemn și ai de gheamă așa. Apoi le uritam e lipit de față. Da. Uite, nu era să vedem că vezi. Foarte frumos. Mierii au foarte multe. Măi, eu mai bine fac o lucrare în plus toamna decât să mă chem în primăvară. Da. Toată mierea în primăvară se transformă în puiet, așa că... Au încă mierii. Roierile astea în câlină, în iulie? Ce ai făcut? Nu, aici sunt diferite. Am și mai devreme și mai târziu. Dacă ăsta l-am lăsat în poliuretan că era mai slab, așa din față. Da. Știu cineva în comentarii să zice cum poliuretan se prezintă. Poftim. Nu, nu, e destul, e frumos. Dacă ai și o urare prietenilor noștri, în primul rând vreau ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea sănătate, că dacă avem sănătate putem să ne bucurăm și de rodul muncii noastre și putem ca să avem grijă de familie și de familiile de albini. Eu vă urez sănătate și numai bine. Mulțumim, Nicolae. Da, nu cred că nu știți că el tot are canal de YouTube, Nicolae Petcu. Îl găseți și el tot postează. Frumoasă, frumoasă stupină.